Și într-adevăr, vinerea noastră aici, în această biserică a Lui, să fie benefică pentru fiecare care vine aici. Și aceasta poate să se întâmple doar atunci când eu și tu faci conexia cu El. Prin cântare, atunci când îi spui, ești sfânt. Când lauzi, când te închini, El este sfânt. Și noi venim înaintea celui sfânt care ne ascultă rugăciunea, care ne răspunde la rugăciune și care ne binecuvintează în fiecare zi. Amin? Vreau să venim să ne rugăm pentru nevoile care sunt a bisericii. Cel puțin știu că dacă cei care suntem aici nu avem nevoi sau cauze care să cerem de la Domnul, atunci avem cauze de mulțumire Domnului. Fiindcă Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a protejat, ne-a dat biruință în săptămâna care a trecut, în timpul care a trecut și astăzi suntem în casa Lui ca să-I mulțumim. Nevoile pe care noi le avem personale, nevoile care le are biserica în slujire și înainte de cere, vreau să mulțumim Domnului că și săptămâna trecută sau în timpul trecut, El până aici ne-a dat izbândă, ne-a dat biruință. A ascultat dorința inimii noastre, a ascultat dorința bisericii Elim și a fost acela care a dat biruință și va continua Dumnezeu să dea biruință dacă noi vom fi credincioși și vom fi lângă El și vom cere și vom crede după voia Lui. Amin? Vreau să prezint ceea ce s-a reușit ca să se facă la construcție a Bisericii Elim. Vorbim despre Centrul Creștin Elim. Săptămâna aceasta, cu ajutorul Domnului, s-a început forarea pilonilor de beton, anume temelia la blocul Casa de Rugăciune. Deci aceste poze le-am văzut cum s-a săpat în primăvara aceasta, s-a pregătit locul și deja locul este gata, așa ne trebuie 105 piloni care trebuie să-i forăm și să ajungem până la piatră, că acolo este piatră stâncă și să punem temelia pe stâncă. Sunt 105 piloni de beton pe care va sta clădirea de 37 de metri pe 20. Asta va fi doar sala bisericii și apoi este o anexă și în spate și în față. În față va fi holul, în spate vor fi ceva spațiu pentru slujirea bisericii. Așa sunt pilonii cum ar trebui să fie. Un pilon este 280 de euro, deci 105 ne trebuie 29.400. S-au colectat bani pentru 40 de piloni. Slavă Domnului! Au mai rămas câți? 65. Pentru 40 deja Domnul ne-a binecuvântat financiar și avem acești piloni. Au mai rămas 65. Să ne rugăm și să ne grăbim. De obicei cei care dau bani pentru piloni zic, am eu să fiu undeva la colț. Cineva spune, eu vreau să fie la centru. Alegeți-vă, încă sunt locuri din 65 încă poți să alegi care pilon vrei ca să pui la casa Domnului. Marți dimineață am ieșit după rugăciunea care am avut-o aici și ne-am rugat și s-a început forarea pilonilor care trebuie să-i punem de beton. Aceasta este tehnica care lucrează acolo și aceștia sunt deja pilonii care s-au reușit să foreze și să se umple cu beton armat. Deci s-au săpat 24 de piloni, de gropi, s-au turnat 8 piloni deja care sunt turnați. Glorie Domnului! Deci Dumnezeu ne dă izbândă și în săptămâna care a trecut am putut să realizăm aceste lucruri datorită Lui, fiindcă El iubește biserica și aici sunt oameni dedicați Lui, oameni dedicați lucrării și slujirii și El își duce la îndeplinire scopul Său. Biserica Elim din Vadul lui Vodă. Deci săptămâna aceasta s-a început construcția la acea mică clădire care noi o numim temporară, care vom folosi la creșterea bisericii până vom construi clădirea mai mare. Deci săptămâna aceasta s-a pus temelia acestei clădiri, ea are 14 metri pe 7. Această clădire care va fi temporară până se va zidi Biserica Mare a Vadului Vodă, fiindcă ei au contractul până în noiembrie și apoi expiră contractul cu acea clădire în care se adună.
Și, bineînțeles, am vrea să avem și spațiul nostru, fiindcă acolo este și prea mic, aici va fi dublu mai mare camera, aici va fi și pentru copii o clasă unde copiii vor putea să aibă întâlnirea lor în timpul slujbilor care vor fi. Așa că glorificăm pe Dumnezeu pentru ceea ce s-a făcut. Deci sunt oameni, ce echipe care lucrează, oameni care ajută din această biserică. Suntem o biserică unită de lideri potențiali pentru a și construi clădiri și a și ne zidi spiritual pentru a înainta în lucrare. Deci această construcție de la Vadul Vodă este susținută de fratele Troi, echipa lui, care vor veni la sfârșitul lunii ca să pună pereții și acoperișul, și fratele Knut din Norvegia, de asemenea, susține financiar această construcție de la Vadul Vodă. Și bineînțeles, și Biserica Elim. Biserica din Cimișeni. Biserica din Cimișeni a procurat săptămâna aceasta lotul în valoare de 8.100 de euro, unde sunt 16 și ceva arii de pământ. Glorie Domnului! Un lot la centrul satului, un lot atât de bun de pământ pentru a construi casa de rugăciune. Acești bani, aproximativ toți, nu toți, o parte mică a fost și din Biserica Elim Chișinău, în rest a fost din Biserica Elim din Tacoma. Deci sunt acei care au donat 9.000 de dolari pentru procurarea acestui lot de pământ și ce n-a ajuns, a pus Biserica Elim Chișinău. Glorie să fie lui Dumnezeu, pentru că El ne dă biruință și vedem că deja în aceste localități care vin oameni la biserica noastră, începem ca să pregătim loturi, să pregătim case ca oamenii să aibă casa de rugăciune. Ne gândim deja unde, în care sat să mai mergem, fiindcă n-am vrea să ne oprim, că aceasta este o binecuvântare pentru noi ca biserică. Este o binecuvântare pentru noi ca biserică și am vrea ca să continuăm acest lucru. Este contractul care l-am semnat deja și este deja dus la BTI, așa îi spunem noi, unde va fi înregistrat și este proprietatea bisericii. Glorie Domnului! Acestea sunt rezultatul prietenilor pe care le avem în străinătate. Cei care ne ajută, cei care ne susțin și rugăciune. De aceea îi mulțumim Domnului pentru că avem astfel de prieteni, ei ne binecuvintează și putem să înaintăm cu lucrarea aici în Moldova. Ne rugăm pentru banii necesari, pentru piloni de beton la complexul creștin Elim. Ne rugăm pentru Vadul Vodă, pentru continuare. Ne rugăm pentru Cimișeni și de asemenea. Vreau să ne rugăm pentru nevoile noastre. Dacă ești aici, ai o cauză, fii de mulțumire, ai o cerere și crezi că Dumnezeu te va asculta și vrei ca să o aduci înaintea Lui în ziua aceasta, doar fă un semn cu mâna și spune: Doamne, eu sunt aici și vreau să-mi asculți cauza mea. Fii de mulțumire, fii de cerere. Crede-mă că Dumnezeu poate să-ți răspunde. Amin? Să venim și să ne rugăm.